Îmi pare rău să vă spun, dar nu cred că această invazie a Rusiei în Ucraina este cea care ne-a arătat vulnerabilitatea sistemului energetic european. Eu cred că acest lucru era clar. Era clar, dar alegerea a fost să închideți ușa. Eu aș vrea să mă refer la două lucruri. Piața de energie a Uniunii Europene și eu cred că ne aflăm în fața unui exemplu clasic de eșec de piață. Market failure, în caz de traducerea lui foarte corect. Și spun acest lucru, doamna comisar, pentru că în momentul în care în România factura la energie este mai mare decât pensia minimă, mai mare decât pensia minimă este eșec de piață. Când în România, situația generală și în foarte multe alte state membre, este mai mare decât salariul minim pe economie, este eșec de piață. Când această creștere a prețurilor se regăsește în același timp și de cereți, ca să și explicăm aceste lucruri, că e o piață de energie funcțională, în fața unor profituri care au fost declarate de către cei care produc energia electrică sau producători de gaze de 5 ori, de 10 ori mai mare decât prețul de cost, este eșec de piață, doamna comisar. Și noi așteptăm cu toții să vedem că luna aprilie va veni Acer și sper ca răspunsul lui Acer să nu fie că doar cetățenii europeni sau firmele care au fost nevoite să-și închidă activitatea sau să concedieze oameni au avut ghinion. Al doilea lucru, despre securitate energetică. Acum 5 ani de zile să vorbim despre energie era blasfemie. Acum se vede cât de pervers a fost această politică care ne-a împins ca să consumăm gaz din Rusia, ca acum să spune că avem o dependență prea mare de gazul pe care îl produce Rusia. Care sunt elementele concrete de reglementarea pieței, astfel încât piața să fie normală și toată lumea să poată să știe că prețul este bazat pe o rată a profitului normală, 10-15%, nu 500%, nu 1000%, care sunt capacitățile pe care le despune în funcțiune și mai ales interconectările pe care trebuie făcute cu aceste capacități ca să avem gaz, energie electrică, doamna comisar, pentru că este iarnă. A trebuit să vedem la toate televiziunile de știri situația de la punctele de trecere a frontierei din România, să vedem pe ucrainieni care încearcă să scape cu viață din acel război pustiitor, ca să vedeți că este iarnă și este frig în Europa. Acestea sunt lucrurile pe care vi le cer, doamna comisar, pentru că măsurile concrete și mai ales termenele concrete sunt cele lucruri pe care le așteptăm cu toții și de la dumneavoastră și cei de la ACER, pe care așteptăm cu mare nerăbdare să vedem cu ce minune o să mai vină în luna aprilie. Mulțumesc!